Șeful Serviciului de Prevenire din cadrul Direcției Generale Anticorupție susține că cei mai expuși actelor de corupție sunt agenții de circulație. Există riscul implicării acestor polițiști în fapte de corupție. Cetățeanul, pentru a scăpa de aplicarea contravenției, pentru reținerea permisului de conducere, pentru suspendarea dreptului de a conduce, evident că încearcă să dea sume de bani, să promită funcționarului polițistului aceste lucruri și polițistul, dacă nu are o pregătire suficientă și dacă dorește să primească acele bunuri, bineînțeles că o poate face. Vasluienii care se întâlnesc frecvent în trafic cu asemenea situații au propriile opinii. Păi cine, dacă el întinde mâna și e banul, nu el e coruptul? Care își face datoria nu ajunge să fie corupt. Care e corect? Cetățeanul caută să o scoată mai ieftin, adică îi dă și de acolo ca să-l ierte, să discuții de genul ăsta, nu? Una îți plătește o amendă exact de cât scrie la carte, de 7-8 milioane sau 5 milioane, sau și îi dai lui ăla 2 milioane și-a terminat-o. Am găsit și care a refuzat, da. Care i-au zis că, domnule, eu îți plătit să-mi fac datoria. Aha. Dar prea puțin. Odată și le dă salarii, trebuie ce ar să fii serios. Corupția e o faptă, în primul rând, personală, nu? Ca să fii corupt, trebuie să-ți dorești să fii mituit. În corupție ca în dragoste, trebuie să fii doi. Mai mulți polițiști vasluieni au trecut de la statutul de om al legii la cel de învinuit. Pe rolul instanței se află aproximativ 10 dosare în care polițiștii sunt judecați pentru acte de corupție.